Tu știi cum trebuie să dormi ca să ai mare noroc în viață? Specialiștii în filozofia Feng Shui au dezvăluit de ce detaliu trebuie să ții cont dacă vrei să atragi abundența inclusiv pe plan financiar. S-ar putea să sune ireal, însă experții în manipularea energiilor susțin faptul că acest truc te ajută să câștigi mai mulți bani, dincolo de faptul că te vei odihni mai profund. Fiecare dintre noi își dorește să se bucure de un somn odihnitor noaptea. Din acest motiv, căutăm soluții pentru a dormi cât mai confortabil. Nu doar acest aspect este important când vine vorba despre odihnă, spun specialiștii. Sigur, nu ți este străină această filozofie. Este bazată pe principii care, dacă le aplici, atrag armonia în viața ta. Specialiștii din Feng Shui spun că, în funcție de direcția în care te întinzi în pat, când vrei să te odihnești, atragi diverse lucruri. Dacă vrei să te bucuri de sănătate fizică precum și psihică, este important să fii atent la poziția în care obișnuiești să dormi. Este important ca în fiecare noapte să te odihnești suficiente ore pentru ca trupul să se poată odihni corespunzător. Specialiștii spun că adolescenții ar trebui să doarmă minim 8 ore pe noapte. Adulții tineri și de vârstă medie trebuie neapărat să doarmă minimum 7 ore ca să se odihnească bine. Vârstnicilor le este recomandat să se odihnească 8 ore în fiecare noapte. De ce este importantă poziția în care dormi, potrivit specialiștilor în filozofia Feng Shui? Acest aspect îți influențează viața mai mult decât crezi. Este o metodă prin care poți avea un somn relaxant și odihnitor, dar și prin care poți atrage bani în viața ta. Să vorbim mai întâi despre poziția patului în filozofia Feng Shui. Fiecare obiect din dormitor trebuie așezat într-un anumit spațiu. În funcție de modul în care este așezat, poate să atragă energii pozitive sau negative. Patul nu trebuie să fie așezat niciodată în fața ușii dormitorului, fiindcă va conduce la producerea unui dezechilibru energetic. Patul trebuie să se afle întotdeauna cât mai departe de ușă. Acum că am lămurit acest aspect, putem vorbi despre poziția în care trebuie să dormi pentru a atrage bunăstare. Dacă vrei să ai parte de mult noroc, este esențial să dormi cu fața spre est. Specialiștii spun că dacă dormi cu fața spre est, vei reuși să te odihnești mai bine. Așa atragi sănătatea în viața ta. Este bine să faci un obicei din această poziție de odihnă. În timp, vei observa că această poziție de somn va stimula dezvoltarea și creșterea mentală și nu numai. Relatează playtech.ro.